Dragi ascultători, în această rubrică vă prezentăm ideile principale din pasajele biblice abordate în programul Itinerar Biblic, lectura comentată a Sfintelor Scripturi. Puteți urmări varianta extinsă pe site-urile twr.ro sau ttb.twr.org. Răsfăind și astăzi Evanghelia după Matei, ne uităm prin capitolele 3 și 4 cât să facem cunoștință cu un rege care trece testul. Aici, dar și în alte locuri din Scriptură, întâlnim un personaj curios, care nu prea arată și nici nu se comportă ca un predicator tipic, și anume Ioan Botezătorul, care pretindea a fi nici mai mult, nici mai puțin decât glasul celui ce striga în pustie, fiți gata pentru Domnul. Ioan avea o misiune și oameni de prin toate ținuturile veneau în pustietate să-l audă. Iar pe cei ce își mărturiseau păcatele, care își părăseau felul vechi de viață și se întorceau la Dumnezeu, el îi boteza. Ioan n-avea nici înțelegere, nici răbdare față de liderii religioși, a căror viețuire nu se potrivea cu predicile lor. Ioan era mai degrabă adeptul principiului, dacă un pom nu aduce rod, taie-l. Într-o bună zi, din mulțimea ce l-a salta pe Ioan la Iordan, unde predica, s-a desprins Isus și a cerut lui Ioan să-l boteze. Ioan a obiectat. Isus nu avea de ce să se pocăiască. Dar Fiul lui Dumnezeu dorea să se identifice pe deplin cu omenirea păcătoasă, ca un rege care își leapă de coroana și mantia și experimentează felul de viețuire al supușilor săi. Isus, regele cu totul neprihănit și despărțit de păcat, se face una cu poporul său. O, ce rege măreț este el! Imediat după aceea, Duhul l-a dus pe Iisus în deșert pentru a înfrunta ispitele celui rău. Iisus s-a născut ca rege și a fost botezat ca rege. Acum vom afla răspunsul la întrebarea, este acest rege în stare să treacă testul? Va birui el ispitirea? Ni se spune peste tot în Biblie că Dumnezeu nu-l ispitește pe om să facă răul. De exemplu, Iacov, capitolul 1, versetul 13. Ci el ne încearcă credința. Aici, în pustie, Iisus a avut de suportat un test care să arate dacă este calificat să ne fie mântuitor. A trebuit să-și dovedească rezistența la frângere. Fiecare avem un punct până la care rezistăm, dar el nu a cedat, ci a biruit. Iar diavolul l-a încercat în trei feluri. Întâi, fizic. După ce postise 40 de zile și 40 de nopți, diavolul l-a îndemnat să prefacă pietrele în pâini, dar Iisus n-a mușcat momeala. A doua ispitire a fost spirituală. Satan i-a cerut lui Iisus să fie un adevărat lider religios, făcând o minune, și nu prin jertfă. Dar tocmai crucea era scopul și planul lui Dumnezeu. A treia ispită a lui Satan a fost psihologică. I-a promis lui Iisus împărățiile pământului și slava lor, cu o condiție, să-i se închine lui. Și pentru a treia oară Iisus a împotrivit ispitei cu Scriptura. Domnul i-a răspuns de fiecare dată lui Satan citând cuvântul lui Dumnezeu. El a folosit această sabie a Duhului pentru a se opune dușmanului lui Dumnezeu. Este singura armă necesară și suficientă ca și noi să fim biruitori în ispită și încercare. Cele 40 de zile din pustie și ispitirea ni-l arată pe Iisus ca regele care trece testele. El l-a înfrânt pe Satan pe terenul acestuia, folosind ca armă cuvântul lui Dumnezeu. Data viitoare vom cunoaște poporul care a văzut o mare lumină.